extraordinară idee ați avea. Vizionați emisiunea Sănătatea de la A la Z, de la Alba Carolina TV. Vă spun eu. O să vedeți. Bună seara, stimați telespectatori, sunt doctorul Mircea Frențiu și iată-ne ca în fiecare joi seară la emisiunea Sănătatea de la A la Z. Iată că sunt din nou oaspete dumneavoastră cu ajutorul undelor hertiene acestei minunate televiziuni care se numește Alba Carolina TV, care sper să fie televiziunea, dar și emisiunea sufletului și inimii dumneavoastră. Sigur că în fiecare joi seară vorbim despre sănătate, însă în această seară o să vorbim despre sănătatea României, fiindcă este foarte, foarte importantă și această sănătate a Maicii noastre România, mai ales că este deja 30 și urmează 1 decembrie, mâine, deci este ziua Maicii României. Însă Maica România, ca întotdeauna și cum spuneam și la această minunată lansare de carte din această seară, este îmbrăcată în straie de sărbătoare și așteaptă, invită la masă pe fiii săi, pe fiii și fiicele sale, dar din păcate au trecut vremurile glorioase și iată că după 89 Maica România s-a îmbolnăvit încet, lent, cu simptome clare, dar din păcate este bolnavă și sigur că după 89 a fost poliată de toate bogățiile ei, și anume ale solului și ale subsolului, pădurile care au fost decimate, știți foarte bine, peste 1 milion de români care au plecat în Occident, așa că ea, din păcate, a fost îmbrăcată în haine de doliu până mâine și mâine va fi îmbrăcată în haine de sărbătoare. Sigur că noi medicii luptăm pentru, cum spuneam, pe continentul suferinței, cum îmi place să spun, pentru împotriva bolii și morții, dar am putea lupta și pentru sănătatea României. Însă, la acest nivel suntem destul de mici, luptăm pentru fiecare cetățean în parte, însă există un om care poate lupta pentru ca să redea Maicii României sănătatea și am spus că acest om l-am băgat într-un, să zic așa, imens, ce să zic, un apostol, să zic. Deci este un apostol, dar nu din cei 12 apostoli Iisus Hristos, din cei 12 apostoli ai României. Din păcate, încă n-am făcut, nu am numele tuturor celor 12 apostoli, dar doi dintre apostoli, primul apostol, fiindcă asta este Sfântul Andrei, primul apostol al României este doctorul Călin Georgescu. Bine ați venit, domnule doctor, la emisiunea Sănătatea de la Z. Mulțumesc și o să discutăm despre sănătatea Maicii României. Domnule doctor, să nu vă supărați acum, v-am comparat cu fantoma lui Hamlet, iată că sunteți tatăl lui Hamlet, iată că sunteți aici la noi în emisiune și sigur că această carte a dumneavoastră pe care astăzi am văzut-o și lumea a apreciat-o fantastic și proiectul dumneavoastră Apă, Hrană, Energie, care este minunat, iată că deja zeci de mii de cetățeni vreau să-l pună în practică și am văzut peste tot unde mergeți cu cartea, sunt sute de cetățeni care cumpără cartea și care mă întreabă, fiindcă probabil că știu că suntem niște persoane, să zicem, apropiate, ce este cu sănătatea României? Ce poate să facă doctorul Călin Georgescu pentru a reda sănătate României, care în această clipă este bolnavă? Și după 89 ați văzut ce s-a întâmplat. Care este cauza? Din ce cauză România este bolnavă, domnule Călin Georgescu? Sănătatea ta depinde de tine. Asta este o lege fundamentală a Universului, menționată categoric în tot ceea ce a făcut cel
pentru care medicii jură Hipocrate și care, dincolo de acest aspect, sănătatea ta depinde de tine, a spus mai întâi pentru doctor să nu faci rău. Exact. Ori mulți au jurat strâmb în ultimii ani, drept dovadă la ce v-am auzit și astăzi că a spus, cu o noblețe fantastică care vă caracterizează, și atunci au produs perjur. A fi medic astăzi e o chestiune de mare onoare, ca să-ți păstrezi statutul de medic, nu de doctor. Doctori sunt mulți, medici sunt foarte puțini. Așa este. Sănătatea României depinde de fiecare dintre noi în parte. Și cred că boala României, în mod real, este indolența. Pe cei inconștienți îi supără adevărul, pe cei conștienți îi supără minciună. Și pe acest fond depinde de modul în care gândim. Poporul român și oamenii nu realizează ce putere are gândul. Dacă noi gândim în sensul nu se poate face nimic, nu se mai poate face nimic, noi ce putem să facem, că ăia controlează tot, așa va rămâne situația. Istoric vorbind, că tot este mâine 1 decembrie, strămoșii noștri niciodată nu au gândit așa. În ciuda tuturor aspectelor delicate pe care istoria noastră le-a acumulat în timp, a fost o hemoragie permanentă, istoria poporului român. Dar mari oameni de stat, aici vreau să ajung, au gândit pe termen lung. Pentru că asta este diferența între omul de stat și omul politic. Omul de stat gândește pentru următoarele generații. Omul politic gândește pentru următoarele alegeri. Acum, părerea mea este că noi nu mai avem nici oameni politici, pentru că ăștia nu gândesc nici pentru următoarele alegeri. Gândesc pentru ce fac ei pe loc. Adică îi unește infracțiunea pe toți, indiferent din ce partid fac parte. Astăzi. Și de aceea, la întrebarea dumneavoastră, răspunsul este simplu. Depinde de fiecare dintre noi. De modul în care ne gestionăm în primul propria viață, pentru că de aici pleacă suveranitatea țării, pleacă de la suveranitatea fiecărui individ în parte. Și ulterior putem discuta de ce înseamnă un proiect mare de țară, care nu doar ne poate uni, ci poate să ne aducă în prima poziție în Europa, și nu vorbim aici metaforic, ci în mod real. România este o poziție formidabilă din punctul acesta de vedere. Dar este un alt aspect pe care o să-l abordăm. Momentan, la întrebarea dumneavoastră, acesta este răspunsul. Am înțeles. Iată că noi, medici, în general, de la gând la faptă, este foarte puțin. Noi avem câteva minute ca să acționăm, da? Deci, dacă am o apendicită acută perforată sau un ulcer perforat, eu trebuie să-l operez în minute. Cu cât îl operez mai repede, cu atât el se vindecă mai repede. Cu cât îl lași mai târziu, cu atât el face peritonită și complicațiile sunt frecvente. La omul politic, la dumneavoastră, domnule Călinge, cum acționați de la gând la faptă? Fiindcă trebuie și fapta. Gândul îl ai, e nobil, dar dacă n-ai fapta, ce facem? Întrebare. Momentan, așa cum se știe, acum 14 ani am prezentat poporului român și am propus un proiect de țară, hrană, apă, energie. Un proiect care se înscrie strict pe modelul suveranist distributist, adică singurul care poate oferi libertatea totală a cetățenilor. Menționez acest lucru pentru că de câțiva ani de zile, sau în orice caz în ultimii 2 ani, s-au creionat, să spun așa, din partea diverselor politicieni și diverse alte proiecte de țară, care nimic de spus. E bine că există această preocupare, însă sunt inutile pentru simplu fapt că ele se așează pe același model neoliberal, falimentar, decadent al sistemului occidental, care practic a distrus astăzi această lume. Eu ce propun este suveranitatea totală a țării, independența ei financiară, independența fiecărui om în parte, pentru că de aici pleacă totul.
Tu trebuie să ai suveranitatea financiară, suveranitatea gândirii, suveranitatea de exprimare, suveranitatea acțiunilor tale. Adică nu poți ca să lași băncile să-ți controleze averea ta, nu poți să lași ca să se elimine cash-ul, pentru că altfel înseamnă sclavie totală. Nu poți să accepți să ai un control absolut total din partea statului, din punct de vedere al acțiunilor tale, pentru că tu ești liber și independent. Vedeți, noi aici trebuie să ajungem ca oameni. Nu poți să transformi totul și să accepți un stat polițienesc, pentru că asta înseamnă că ești rupt total de realitatea vieții tale și apare boala. Ori boala care a apărut astăzi, cum am spus, este indiferența. Pe om nu-l mai interesează nimic decât propria gestiune a burții și a minții. Ori mintea strâmbă și lucru drept să strâmbă, cum spunea părintele Arsenie Boca. Noi trebuie să stăm în simțuri, apropo de ce spuneați, de acțiuni imediate pe care trebuie să le faceți pentru a salva un om. Acolo nici nu mai este judecata, este doar simțul care vă spune prin palpare ce ai de făcut ca să salvezi viața unui exact. Om. Ori noi suntem exact în situația aceasta. Și oamenii sunt derutați pentru că sunt depărtați de sine. Sunt depărtați de puterea lor interioară. Sunt depărtați de ceea ce eu spun, să știi cine ești, înainte să spună altcineva cine ești. Adică, vedeți, lumea exterioară, starea deteriorată în care se află astăzi țara, arată interiorul nostru. Lumea exterioară arată interiorul ființei tale. Exact cum spunea Rudolf Steiner. Dacă vrei să afli universul, să-l cunoști, cunoaște-te pe tine însuți. Dacă vrei să te cunoști pe tine, cunoaște universul. Exact. Și de aceea școala lui Steiner a fost celebră în gândire. Ea este o parodie acum ce este la nivel european, în mod special la ce cunosc eu cel puțin, de Germania, Austria. Însă acest om a dat exact răspuns la întrebarea dumneavoastră anterioară. Omul, până nu este liber, liber cu adevărat, el nu poate să devină, să aibă creativitate, să creeze. N-are cum. Pentru că i-au fost impuși și sunt impuși astăzi diverse acțiuni la nivelul cuvântului trebuie. Mii de trebuie și mii de nu trebuie. Ori sub povara acestor mii de trebuie și mii de nu trebuie, omul nu mai este liber. Și atunci el trăiește într-o pușcărie. Oriunde s-ar duce, se lovește ca de un zid. În orice direcție, indiferent ce direcție ar lua, se lovește ca de un zid. De aceea v-am spus că acest model, acest proiect de țară, hrană, apă, energie, pe modelul suveranist distributist, este modelul care oferă libertatea totală oamenilor. Și atunci de-avea poți deveni creativ, poți deveni util pentru tine și util pentru societate. Ce înseamnă asta? Înseamnă distribuția puterii, practic. Ea se reduce la proprietatea privată, care nu mai este garantată, cum vedem astăzi, nicăieri în lume. Nu mai vorbesc de România. Exact. Înseamnă distribuția largă a proprietății productive, a micului producător, care vede doar relația lui intrinsecă, imediată cu natura, în care procesează prin mâinile lui ce este bine pentru familia lui și vinde surplusul. Micul producător e cel care vinde în fața curții, ați văzut, pe la diverse sate în România. El vinde surplusul. Surplusul, el tot din asta mănâncă, el și familia lui, dar vinde surplusul. Dar trebuie certificat de producător. Nu ai certificat de producător, te amendează. Așa ceva acolo. Nu are ce exista. Exact, asta vreau un să vă spun. Un stat baba suveran. Baba aia care vinde păi niște usturoi că... și usturoi bun românesc, nu poți să-l vândă că, bă, n-ai certificat de producător, îți dau amendă de 10 un ori mai mult. Un stat suveran, domnul doctor, este statul care sprijină total. Prin ce? Prin lipsa de taxe, de impozite. Tu nu poți să impozitezi așa ceva, pentru că un țăran bogat înseamnă țara bogată. Exact. Tu nu poți să impozitezi săranul român. Gospodăria sărănească trebuie să fie pe primul plan. Vedeți, noi distrugem cu autoștiință brandul românesc. Nu se dorește. Brandul românesc înseamnă produsul agricol. Eu prin hrană, apă, energie, asta înțeleg. Înseamnă specificația totală, semnificația majoră a ceea ce poate oferi
România într-un moment în care asistăm la Europa închisă și în care România agricolă va juca un rol deosebit de important. Noi am fost grânarul Europei odată, înainte de 89. Bine, sigur, se vorbește. Bineînțeles. Sau grânarul propriei țări. Noi producem de 4 mai mult decât acum, fără prea mult efort, mai mult decât avem nevoie. Însă ne raportăm la cheltuielile de import-export exact ca cu 100 de ani, adică exportăm o tonă și import de materie primă și importăm 100 de tone de materie valoare adăugată. Ați înțeles? Adică importăm alimente în proporție de peste 90%. Această cifră este o crimă la adresa poporului român. Exact. Să importi 90% din alimentele poporului român astăzi. M-ați înțeles ce vă spun? Ori noi importăm practic inflație. Repet, exportăm o tonă și importăm 100 de tone. Și asta o tonă înseamnă resursă primară, adică grâu, și importi biscuiți. Ați înțeles ideea? Înțeles. Păi asta este și la... Și asta este foarte grav. La lemn, de exemplu. Deficitul e cam de 30 de miliarde. Am înțeles. La lemn, da? Lemnul. Că noi avem păi sigur, nu importi, și s-au tăiat nu în exporți prostie. Lemn. Dar ce s-au făcut prima dată? Și asta spun, ce ne-a dus Uniunea Europeană? Deci avem o fabrică de mobile la Blaj extraordinară. Se numea, este o fabrică fantastică. Mergeam și exportam mobilă în toate țările, în Olanda, Suedia, așa mai. S-a desfințat această fabrică, fiindcă nu era rentabilă, ziceau ei, și atunci lemnul este dus fără să fie nobilat cu muncă românească, direct în Occident, unde se face mobila și noi vindem cumpărăm mobila de lei cu 100 de ori mai scumpă decât cu lemn românesc. Deci această nenobilare a lemnului sau a orice ale produs duce la chestia asta. De ce se întâmplă chestia asta, domnule doctor? Pentru că nu suntem conștienți de sănătatea noastră. Sănătatea poporului român trece prin prima și unica lecție pe care trebuie să o înveți la economie. Și anume, îți valorifici singur bogățiile. Eu nu știu ce se studiază la Academia de Studii Economice astăzi. De fapt, nu înțeleg nici pe diversi analiști economici care apar despre la postele de televiziune, toate că nu prea urmăresc, dacă nu urmăresc, nu-i poți să înțelegi. Pentru că lecția este simplă, banal de simplă. Asta este. Îți valorifici singur bogățiile. Adică, taxe și impozite mici la producătorul autohton român și valoare adăugată mare. Statul trebuie să se implice prin cumpărarea produselor, prin depozite, prin silozuri, apropo, prin preluarea produselor agricole. Și apoi valorificarea lor, în primul rând trebuie să ai grijă de poporul tău, să aibă destulare totală și după aceea poți să exporți. Dar exporți din surplus. Aparte că trebuie să ai o bază de rezervă pentru țara ta, pentru poporul tău. Noi dacă astăzi apare o calamitate naturală, aparte că noi suntem pregătiți pentru nimic, nici pentru incendiu, nici pentru cutremur, pentru nimic, unde sunt rezervele statului? Păi nu știu unde sunt nici rezervele statului pentru medicamente, de exemplu, fiindcă, Doamne ferește, poate să vină războiul cât de curând și la noi. Noi avem niște medicamente de urgență, niște perfuzii de urgență să le punem. Erau niște depozite mari înainte de 89. Acum nu mai este niciun depozit. Ce facem noi cu nu avem sânge. Acest lucru? Noi nu avem sânge. Sânge? Acum vă spuneam că de asta vă spun să donăm sânge, stimați spectatori, cât mai... Nu avem sânge și oamenii săraci sunt disperați, vin domnul doctor, nu chemați câțiva prieteni noastre, pacienți, să vină să doneze sânge, fiindcă am o operație urgență și am nevoie de sânge. Nu este sânge, e adevărat. Da, dar domnul doctor, nu sunt și nici medicamente. Asta vreau să vă spun, că văd că tratați și sănătatea și foarte bine că faceți. Nu o să știți că dispar medicamente tot timpul în România, datorită unui fapt pe care eu nu-l înțeleg și văd că nici guvernanții noștri nu-l înțeleg. Care este acest fapt? Este exportul paralel de medicamente. Există o lege prin care iei medicamentul
cu un anumit preț din statele europene și apoi ca pentru România și după aceea în loc să-l dai poporului român, îl revinzi înapoi de 10 ori mai scump decât l-ai cumpărat. Și săracii oameni nu au medicamente și noi facem export paralel. Am spus-o și de multe ori chestia asta, parcă la politicianii noștri le trece pe lângă ureche. Nu sunt medicamente, antibiotice pentru copii, antidiabetice, pentru tiroidă, oncologice, pentru insuficiență renală. Este vid, domnul doctor. Ce facem? Domnul doctor, tema este următoarea. Eu vă dau în seara asta 3 cifre. Vă rog. Simple, care arată drama acestei națiuni. Și anume, la 1000 de locuitori mor 15 persoane, se nasc 8 și pleacă din țară 5. Dumnezeule, în halul ăsta, deci indicele de natalitate scade, este sub limită și populația și scade. Și noi, practic, în momentul ăsta, noi nu mai avem popor de rezervă. Pe de altă parte, este un import masiv de mână de lucru, știți bine, asiatică, de la bone la muncitori filipinezi și alte asemenea naționalități, care vin, și aici vă spun drama acestei nații actuale, care nu vin oameni în vârstă, vin oameni tineri, 30-35 de ani, care vin cu o cultură străină acestui nații, a noastră. Aparte de ce s-a întâmplat în graniță românească de curând și se întâmplă în continuare de războaiele existente și care aduc pe de altă parte și alte nații pe o altă platformă de corectitudine politică excesivă și de lipsă de grijă pentru țara ta. În primul rând, prin orice fel de mijloace, tu îți aperi poporul tău. Asta este rolul unui conducător adevărat. Este cum, domne, țara este familia. Așa cum îți aperi familia, copii, așa îți aperi țara. Soția, e simplu. Da. Deci prima dată îți aperi familia. După aceea mai vezi de ceilalți ce este în jur. Nu știu, vecinul, prietenii cu tare. La fel este și țara. Mai întâi îmi apăr țara mea, asta ar face un conducător real. Un conducător adevărat. Deci nu poate să fie la bogăția acestei țări dată ca pământ de Dumnezeu prin puterea iubirii, nu poate să existe niciun sărac. Nu poate să existe. Și dacă cumva există, tu ca și conducător bun și drept, cum îi spunea cu Gălnicianu lui Cuza, tu trebuie să te preocupi ca a doua zi acel om nu mai e sărac. Asta e preocuparea ta. Nu alte lucruri. Tu nu ai voie și nu avem voie ca în țara aceasta să existe săraci. Nu poate să fie. Deci Eminescu avea o vorbă care mi-a rămas întipărită în celulele mele. Zice, împăratul țăran iese pe prispă seara și vorbește cu țara. Asta înseamnă un conducător de glie. Vedeți, n-a spus împăratul. N-a spus nici țăranul. Nu. A spus împăratul țăran. Împăratul țăran. Pentru că de aici a venit puterea acestei țări și vine. Noi doi ne tragem tot din familie de țărani. Absolut. Pentru că țăranul a apărat cel mai sfânt lucru dat de bunul Dumnezeu, pământul. L-a iubit, l-a lucrat, l-a apărat și cel mai important, a murit pentru el. Când Ferdinand, în primul război mondial, regele Ferdinand intrase în război, cu acest lucru i-a mobilizat pe oșteni. Vă dau pământ. Cel mai important lucru pentru țăran e foarte important. În momentul ăsta poporul român nu mai are proprietate.
Adică românii nu mai au proprietate, ci au fost luați în proprietate. Asta este drama actuală. Noi trebuie mituri și prejudecăți. Astăzi România este un stat slab, sărac și înapoiat. Și este pentru că a fost adus de o clică de deținători de putere, nu pot să spun că sunt politicieni, o să justific imediat, că nu au capacitatea asta de a fi politicieni, dar o clică de deținători de putere care pe parcursul timpului s-a transformat în torționari, pentru că ei nu doar au vândut pământul țării la străini, ci au acționat împotriva concetățenilor lor, împotriva propriului popor. Deci ce vă spun? Și eu cred că trebuie răspuns de o altă manieră. Noi nu vom putea să ajungem la un echilibru până când nu înțelegem că trebuie să iertăm, până nu înțelegem ce înseamnă puterea iubirii, până nu înțelegem că trebuie să avem un timp T egal cu zero, un timp de început, din care să nu ne mai pese de trecut și să începem, practic, un nou viitor. Dar acest viitor trebuie să fie prin unitate, prin solidaritate, exact ceea ce sărbătorim mâine. Exact. Și aici vreau să ajung, apropo de ce m-ați întrebat, domnul politic. Vedeți, astea au fost proiectele mari al oamenilor de stat. La 1600, Mihai Viteazu. La 1859, Alexandru Ioan Cuza. Războiul de independență, Marea Unire de la 1918. Vedeți, domnul doctor, toate astea au fost făcute de oameni de stat care vedeau pentru următoarele generații, vă spusesem la început. Așa este, așa este. Deci, omul politic vede până la următoarele alegeri. Până la următoarele alegeri. Față, da. Problema este că noi nu mai avem nici oameni politici care nu văd până la următoarele alegeri. Ei văd acum. Îmi spunea cineva, acum ceva timp, un om de afaceri, îmi spunea, domnule, cel mai prost consilier, deci unul care e în alfabet, la o primărie în București, pleacă la sfârșitul mandatului câteva milioane. Înțelegeți dimensiunea problemei? Cel mai prost consilier. Cel mai prost consilier. Da. Acum, tema este că noi suntem și într-o situație extrem de importantă pe care, dacă am înțelege-o la nivel internațional, altfel am acționat. Noi suntem în cel mai bun moment de schimbare. Pentru că totul se va schimba în această lume. Acest sistem oligarhic globalist este pe cale de dispariție. El își trăiește ultimele momente. Sigur, și zbaterea lui... Este în agonie și se zbate și distruge. Distruge. De-aia exact. Sunt aceste războaie, care sunt toate pe resurse. Dacă te uiți pe hartă la tot ce s-a întâmplat de la nord la sud și vezi ce s-a întâmplat cu Siria, ce s-a întâmplat în Beirut. Liban, ce se întâmplă în Gaza, de unde vine Gaza? De la gaz. Au gaz. Păi despre asta e vorba. Deci tot jocul este pe resurse. Toți au resurse, toate astea trei pe care le-am menționat. Și este nevoie de resurse. Acum, în prag de iarnă, cine le controlează? Cine le controlează? Și atunci, ca să fie controlate, au nevoie de război. Cine duce războaiele? Războaiele sunt duse de bancheri în spate. Ori aici este capul hidrei. Capul hidrei este sistemul financiar bancar mondial. Și în special cei care... Deci multinaționalele, ziceți? Nu. Sistemul financiar bancar, cei care tipăresc banii. Am înțeles. Păi pentru că vedeți, americanii tipăresc, 1900, ei. 1970 a fost anul de răscruce în care din lăcomie s-a renunțat la echilibru de aur și s-a trecut la tiparniță. Ori astăzi când noi doi vorbim, datoria mondială este de 22,4 quadrilioane, iar PIB-ul mondial este de 80 de trilioane. Înțelegeți diferența? Diferența este gigantică. Ea nu mai poate să fie acoperită. Niciodată. Niciodată. Nici după un război. Ori
alimentele au crescut cam cu 25% peste tot, nu vorbesc de România. Nu. Și toate aceste lucruri duc la o prăbușire iminentă acestui sistem care practic a produs clav fericiți prin tastatură. Vorbim de ceea ce se numește în literatura de specialitate fiat money. Adică bani care practic propriu-zis nu există. De aceea ei impun sau doresc să impună eliminarea cash-ului. Pentru că asta înseamnă controlul total. Da, și tot ce s-a întâmplat, că v-am auzit și astăzi în conferință cu acest COVID, deci vreau să fim foarte clari. Că eu am fost primul care am spus în România. A fost o pandemie a fricii și a prostiei, nu pandemia a sănătății, a bolii. Veritabil. Deci această pandemie sau pseudopandemie sau plandemie a avut un scop precis. Dincolo de o acțiune absolut criminal împotriva vieții oamenilor. Scopul ei principal a fost controlul. Pentru că ei au văzut, s-a văzut prin acest mecanism, dom'le, cum putem controla? Și cât de departe putem merge? Și oamenii au cedat. De ce? Exact de ce am vorbit la început, la întrebarea noastră precisă. Cum e cu sănătatea acestui popor? Ea vine din suveranitatea persoanei. Deci dacă nu există suveranitatea persoanei, atunci acea persoană, ca să fiu mai clar, acceptă ceea ce spune guvernul. Și guvernul a ieșit, nu trage nimeni la răspundere, știți bine câte măști au fost importate, câte vaccinuri au fost importate. Acum, știți, pe 100 de, aproape 100 de milioane mai bine. De vaccinuri. Bun. La o populație de 15 milioane. Exact. Și cine a dat comanda? Asta vreau să... Asta este, asta puteți să ne spuneți dumneavoastră. Pe mine m-a interesat să spun că în acest demers s-a dorit controlul total. Așa este. Și omul a acceptat, aici vreau să ajung, nu ce a spus medicul, ci ce a spus politicianul. Asta este foarte grav. Adică politicianul s-a suprapus și l-a înlocuit pe medic, care ulterior la rândul lui s-a transformat în doctor, adică a acceptat ca o slugă ce a spus politicianul, s-a vândut și nu mai este doctor, adică el a jurat strâmb, a produs un sperjur. Așa este. Nu? M-ați înțeles? Da. Toți cei care s-au transformat din medici în doctori și-au pierdut capacitatea de slujitor al lui Hipocrate. În primul rând, nu face rău. Primium non nocere. Corect? Ori exact asta s-a întâmplat nu doar în România, dar vorbind de România, s-a întâmplat peste tot în peste lume. Peste tot, dar în România parcă, nu știu, parcă a fost mă rog, mai nu așa. Știu. Dar, bun. Asta este tema principală de care vorbim. De aici exact, vine suveranitatea. Exact, tot din suveranitate. Pentru că tu nu te asculți pe tine. Și atunci întreb mai departe. De ce te duci la biserică? În continuare, totuși. Dacă nu pentru crezi. Că dacă crezi în Dumnezeu și Iisus Hristos, înseamnă că știi cu certitudine că El ți-a vrut binele total. Și ce înseamnă chestia asta? Înseamnă că Dumnezeu apare pe un Zoom în fața doctorilor din România și le spune, bă, băieți, nu e bine. Nu, îmi pare rău, am greșit. Adică mi-am dat seama că a fost o eroare din partea mea. Și nu am putut să structurez atât de bine imunitatea omului. Și vă rog eu pe voi să interveniți cu un vaccin. Pentru că eu am greșit, asta este. Și interveniți voi și remediați situația. Ori nefiind așa, oamenii, de aici vine suveranitatea, este testul credinței. Și nu doar dacă ai credință, ci câtă credință ai. Vedeți, se spune în popor să vezi și să crezi, nu? Exact. Este invers. Să crezi și după a vezi. Ca să vezi. Am înțeles. Și dacă am ști acest lucru și l-am percepe cu toate simțurile, cu toată ființa noastră, atunci, într-adevăr, am avea acces la ceea ce se numește conștiință.
conștiința ta, simțul tău de a ști cine ești. Oamenii se uită la stele și nu bagă de seamă că Dumnezeu se află în ei. Exact, cam așa. Înțelegeți cum e chestia. Da, apropo de un pic de pandemia aceasta, să știți că doctorilor li s-au impus un anumit tratament pe care trebuie să-l facă. Deci, și dacă nu-l faci, erai pedepsit. Poate erai, și mai grav. Era foarte grav. Deci, încă o dată spun, la început, mie mi s-a părut doctorul Arafat, că vorbim despre el, ca un om extraordinar, ca un om care a pus un lucru la punct. Pe măsură ce trecea timpul, am zis, doamne, lăsa-te să se facă o statuie. Pe măsură ce trecea timpul, am văzut că nu este chiar așa. A început și el să facă anumite. Deci omul se schimbă, vedeți? Oamenii se schimbă în atitudine. Credeți că doctorul Arafat, de ce a rămas pe atitudinea aia pozitivă? El, salvatorul României, cu smurduri și așa, a început să patineze și să fie pentru pandemie și să bage niște protocoale care erau mortale. Nu mai spun de Caletra, era un medicament antiviral care luai și a doua zi erai gata, întors. De ce s-au băgat aceste protocoale? Sau politic au băgat aceste protocoale? Fiindcă unii medici n-au ascultat de aceste protocoale. Și unii oameni, de exemplu, cum este Gigi Becali, care a zis, domnule, eu aduc ivermectină, le dau. Ivermectină a fost un tratament excelent și am salvat sute de oameni, zeci de oameni. Domnul maestru Vișan știe despre acest lucru. Deci iată că n-am avut nu-mi frică să recunosc niște chestii, dar de ce s-au băgat aceste protocoale? Oare? Și de ce omul politic a intervenit în chestia asta? Pentru că sunt numiți în funcție oameni politici care au o haină de o altă croială. Vedeți cum e haina mea? Da. Vedeți, este până aici la încheietură. Oamenii politici au manșeta de la haină, depășește degetele, înțelegeți? Am înțeles. O chestie foarte frumoasă. Și atunci tu ești acolo pus pentru că ești o marionetă. Și tu trebuie să faci ce ți se spune. Păi au avut de grijă să mărească salariile. De exemplu, la terapie intensivă, salariile erau de 3 ori mai mare decât la un medic obișnuit. Auziți, domnul doctor, secțiile de boli infecțioase, salariile erau de 3 ori mai mare. Păi la oameni le convenea și la medici, la asistente medicale, mergeau odată la, în 8 ore mergeau de 2 minute, că era frică să stai mai mult cu bolnavul. Da? Auziți, ce facem? Uitați cum e situația. Iisus Hristos nu a avut nicio diplomă de pedagog. Nici de pedagog, nici de medic. Dar a fost cel mai mare învățător. Și cel mai mare medic. Nu a absolvit nici facultate de medicină, dar a fost cel mai mare vindecător. Așa este. Și nu s-a schimbat nici atunci când cei pe care i-a ajutat, pe el nu l-au mai ajutat. Tot acest proces se derulează și tot ce ni se întâmplă este cu voia lui Dumnezeu. Dacă oamenii ar percepe că și ce a spus dumneavoastră astăzi și ce m-ați întrebat e de fapt spre binele nostru suprem, ar acționa imediat pe cauză, nu pe efect. Și cauza înseamnă trezirea mea. Că tot ce mi se întâmplă, adică ce ni se întâmplă astăzi, este ca noi să ne trezim. Să înțelegem cine suntem cu adevărat. Să înțelegem că suntem creații divine. Pentru că Dumnezeu, în bunătatea Lui, în bogăția Lui, nu putea decât să creeze oameni bogați. Iar noi ne purtăm ca niște cerșetori. Nu doar că suntem săraci, ne purtăm ca cerșetori prin modul de a ne raporta la ceea ce ni se întâmplă zilnic. Adică
suntem legați strict de stomac, de minte și de bâlci. Și peste toate, frica. Frica de a nu lua salariu, frica de a lua salariu prea mic, frica de a nu avea o mașină mai frumoasă decât vecinul, frica de a, de a nu fi iubit, frica de a nu pierde iubirea. Și toate aceste, și continuă, fricile sunt multe, și toate aceste frici denotă un singur lucru. Că relația ta cu Dumnezeu este viciată. Pentru că dacă relația ta cu Dumnezeu este puternică, atunci știi că tu cu Dumnezeu ai majoritate. Și atunci toți acești lachei de serviciu ar dispărea. Sau n-ar mai continua pe această formulă. Ei continuă pe baza prostiei existente. Vedeți, în turmă este cald și bine. Când ieși din turmă, îți asumi riscul. Că este frig, că devii lup, că trebuie să-ți exprimi acțiunile total și să le responsabilizezi. Deci este o altă formă de a percepe viața. Și asta e de noblețe. Da. Vieții. Frumos, a spus-o extraordinar, sper ca lumea să înțeleagă. Domnule doctor, să revenim de pe scena politicii românești, fiindcă iată că anul viitor va fi un an foarte important, în sensul că vor fi alegeri, vor fi trei tururi de alegeri. Și iată că pe acest, să zic, front al alegerilor apare un partid care la început a fost un partid miculuț care începe să crească și acum a crescut foarte tare. Este Partidul Aur, de care îl știm foarte bine și sigur că conducătorul lui, George Simion, dar mai sunt și alții, Claudiu Târziu și alții, iată că au ajuns, după spusele unor informaticieni din ăștia care mai fac tot felul de lucruri, cam la 20% din alegători. Ce părere aveți despre Partidul Aur? Noastră, ei au cochetat cu dumneavoastră și v-au numit și la funcția de prim-ministru și așa mai departe. Ce părere aveți de acești oameni? Ei doresc, sunt suveraniști și ei, nu știu dacă au citit cartea noastră, sunt convins că unii au citit-o și cred că au aceleași convingeri, fiindcă am avut tot felul de întâlniri cu cei din grupul Aur. Ce părere aveți de acest partid și despre George Simion în general? Vedeți dumneavoastră, pomul se judecă după roade și omul după faptele sale. Și cu răbdare trebuie văzute faptele. Faptele sunt importante. Pe de altă parte, exact ca în sănătate, viața ta depinde de tine. Nu de altcineva. Sănătatea ta depinde de tine. Nu de altcineva. Și sunt mituri și prejudecăți în care trăiește această țară. De exemplu, faptul că pui școala egal cu educație, ceea ce este fals. Pui proteine este egal cu carne, ceea ce iarăși este fals. Pentru că proteinele sunt un lanț de aminoacizi pe care îl găsești și în fructe și în legume și peste tot. Sunt proteine organice. Dar sunt mituri. Și vremea faptelor se apropie. M-ați înțeles ce vă spun? Eu nu pot judeca pe nimeni pentru că nu am de ce să o fac. Sigur că da. Sunt oameni minunați peste tot, cum sunt și în acest partid și în alte partide, și care se vor lovi mai devreme sau mai târziu de un lucru, de păcatul moral. Adică să te uiți la tine în oglindă și să-ți fie frică să greșești. Sau să te întrebi ce ai greșit. Și să te judeci singur. E foarte important ce vă spun. Până când
inima fiecărui român nu va intra în remușcare față de, în fața păcatului moral, nu va fi bine. De-abia atunci când inima fiecărui român va intra în remușcare în fața păcatului moral, această nație românească va renaște, așa cum și-au dorit-o strămoșii, așa cum și-a dorit Mihai Viteazu, așa cum și-a dorit Alexandru Ioan Cuza, cum și-a dorit Ștefan și mulți alții, Bălcescu. Prin urmare, față de gloria strămoșilor, modul lor de a se purta, de a vorbi, pe distinția lui Goga în Parlament, să știți ce vă spun, distinția lui Nae Ionescu, distinția lui Cioran, adică vorbim și de politicieni și de oameni de cultură, de filozofi. Și de filozofi. Putem să-l punem și pe Mircea Maliță atunci, care a fost un Mircea mare... Maliță, ca maestru al meu, care îi datorez cea mai mare parte a cunoașterii mele, pentru mine au fost 10-20 de facultăți împreună. Da. A fost un titan. Ați înțeles? Așa l-am cunoscut și eu. Acești oameni, eu când asistam la discuții între Mircea Maliță, Virgiliu Constantinescu, fostul președinte al Academiei, Dumnezeu să-l ierte, Nicolae Cajal, Marcus Solomon, da. cu Cosmoviș, cu Paul Cosmoviș la juridic. Păi erau niște discursuri, niște conversații și niște discursuri în care mi-era frică să mai respir ca să nu pierd ceva prin respirație. Cam asta era relația. Foarte sau Florin Constantiniu când vorbea. Și mi-a spus Florin Constantiniu o chestiune, marele istoric al nostru, mi-a zis, ce colega, zice, și de ce îmi pare bine? Bine. De ce sunt eu bucuros? Zice, domnul profesor, nu, dar mă bucur că sunteți. Zice, domnule, sunt bucuros că știu că sunt foarte bolnav și nu o să mai am mult de trăit. Păi zice, și cum puteți să fiți bucuros? Păi ce, da. Pentru că nu o să mai văd dezastru în care va ajunge această țară noastră. Ăștia erau oamenii. Adică dacă ne-am raportat puțin la lumea de astăzi politică sau la semidocții din angrenajul puterii, nu poți face, nici nu trebuie să faci comparații, că nu există comparație, nu este grad de comparație și nici nu poți să compari. Pentru că acolo vorbești cu un titan în partea înaintașilor și a strămoșilor. Să înțelegeți? Și aici nu prea ai cum. De aceea toată această chestiune de care m-ați întrebat se reduce la fapte. Ele nu pot să faptele schimbe. Faptele sunt astea, 20%. Au crescut foarte mult. Domnul doctor, noi nu putem, știți, aici în chestiunea asta... E greu de spus, dar o să vedem la europarlamentare cine va fi. În chestiunea asta, dacă îmi permiteți, nu. Da. Nici măcar atâta. Nici acolo. Eu vă spun cât a spus că sunt 20%. Așa am auzit. Bun, eu vă spun să fie 30%. Așa. Nu are nicio importanță această cifră. Nici 40% nu are importanță. Contează ce se întâmplă ca portarul pe care l-am văzut aici jos sau șoferul de taxi să fie om liber, să fie fericit și să fie bogat. Dumnezeu, atunci de-abia pot să spun că și-au făcut datoria, ei sau alții. De aceea nu pot să intervin aici să-mi dau nicio părere față de nimeni, nu numai de cei de care m-a semnat, de nimeni. Pentru că nu am ce părere să am. Pentru ce să am? Nici nu îndrăznesc să am eu o părere față de ei. Aici este vremea faptelor. Vedeți, atunci când Iisus Hristos i-a spus... le-a spus celor care au adus femeia prinsă în adulter să lovească cu piatra cel fără de păcat. Au plecat cu... Întrebarea este simplă. Înțelegeți ce vă spun? Întrebarea este simplă. Domnule, în primul rând, ce aveau cu ea?
au fost prinsă în adultăr, deci a fost prinsă atunci, pe loc. Ce-ai tu cu viața ei? Și pe urmă ea. De ce ea? Unde este bărbatul? Chiar nu putea să facă singur adulter. Singură. Adică da. E vinovată, dar bărbatul nu. Totdeauna femeia este vinovată. De ce este totdeauna femeia vinovată? De ce totdeauna toată lumea acuză prostituatele, dar cei care se duc la ele? Sunt imaculați. Despre asta e vorba. Exact. Prin urmare, modul în care societatea parcurge acest traseu este nu doar nefiresc, ci este neelegant față de cea care are o poziție supremă în viața noastră. În fața femeii te pleci, spunea soția, pentru că ea dă naștere la ființa om. M-ați înțeles? Se spune că bărbatul este acolo unde se termină pământul și femeia acolo unde începe cerul. Frumos spus. Înțelegeți? Deci în fața femeii trebuie să te porți cu eleganță, cu distinție. Ori eu aș vrea din partea acestor oameni, și numai din cei care m-ați întrebat și altora, să se poartă cu distinție, cu noblețe. Nu v-ar supăra dacă nu v-ar supăra față de cea dacă care cei de viața. La aur v-ar susține în toate în anumite lucruri. V-ar supăra? Eu nu mă supăr dacă pentru mă susține nimeni. Oricine. Da. Poate să fie din toate partidele existente. Exact. Din asta toate partidele parlamentare. Eu știu ce ofer. Deci aveți nevoie și de acești oameni și de alții. De toți, și de alții. Deci cu mare eleganță, cu, cum să spun. Eu am un proiect de țară care este singurul care poate aduce supremația și acestui popor. La care poate adera fiecare partid în parte. Bineînțeles. Da. Și care este un proiect în nației române. Eu vorbesc de poporul român, care el este partidul meu pentru mine. Poporul român, frumos nu partid. Spus. Partidul meu este poporul român. Nu asta trebuie partid să, anume. Să rămână sigur, în legendă. Da. Ori aici trebuie să facem istorie, nu politică, dacă vrem să reușim într-un moment critic pentru întreaga omenire, nu doar pentru noi. Da. Apropo, că mai avem puțin timp, apropo de femeie, că văd că la cine nu le place femeile? Revenești la mamă, la soție și așa mai departe. Ce părere aveți despre femeia Diana Ivanovici-Șoșoacă, pe care unii au asemănit-o cu Vadim Tudor, alții cu Ioana Darca României, iar alții cu Cenușa Reasa, care la vremea ei se va transforma într-o prințesă. Cine va da sau cine va da sărutul binecuvântat doamnei Șoșoacă? Ca fiecare om, știți, fiecare își cunoaște părțile bune și părțile mai puțin bune. Prin urmare, nu te poți exprima față de cineva înainte ca el să o facă și să-și urmeze cursul firesc al celui mai important element din viața fiecăruia, ca și din viața unei femei, și anume prestanța, eleganța. Vedeți dumneavoastră, toată istoria umanității și istoria poporului nostru a fost reprezentată de eleganță. Iisus Hristos însuși a mers cu eleganță și a acționat cu eleganță. Deci eu dacă mă refer la singurul rege al României pe care îl recunosc și anume Regina Maria, este un simbol al eleganței. Prin modul de a vorbi, prin modul de a te purta, prin modul de a te îmbrăca și în special prin modul de a te adresa, indiferent cu cine vorbești. Eleganța spune totul. Distinția. Pentru că ea, în esență, îi dă omului noblețea vieții. Vedeți, viața este un dar. Nu este un drept, așa cum este impus de la Bruxelles. Deci nu am dreptul, ci am darul. Și dacă am darul, este, mă întorc la prima întrebare din emisiunea noastră, el îmi conferă statutul de sănătate. Ori și în cazul întrebării dumneavoastră, eleganța face totul. Este adevărat și dacă mă uit la dumneavoastră și toată lumea din sală, putea remarca, sunteți unul din cei mai eleganți bărbați pe care am văzut în viața mea. Mulțumesc. O întrebare iară la fel de importantă, dacă scrie în cartea noastră, cum putem scăpa legal
legal, sublinez, de lipitorile ce suc sângele Maicii României. Aici vorbesc de uzine, de fabrici vândute, de bogățiile solului vândute, de păduri. Iată că în Austria, dacă mergi în Austria, la Viena, vezi cea mai mare rafinărie de petrol din Europa, zic eu, ăștia care n-au niciun pic de petrol. Cum putem scăpa legal de chestiile astea? Dacă Blaga spunea, odată o să ajungeți la putere să conduceți România, ceea ce vă doresc. Mulțumesc. Blaga spunea că te poți împăuna cu penele al cuiva, dar nu poți zbura cu ele. Ei pot fura, pot lua cu japca, dar niciodată nu vor avea acces la bogățiile reale acestei țări. Și în momentul în care poporul român, exact cum ați întrebat dumneavoastră foarte elegant, cum aducem sănătatea Maicii Țării, va înțelege ce înseamnă sănătatea lui, atunci va veni momentul în care toate, subliniez, toate furturile adresate Maicii României se vor întoarce înapoi. Eu vă spun că vom apuca aceste timpuri, Doamne, în care tot ce s-a furat se va întoarce înapoi și poporul român va fi singur și suveran peste bogățiile lui. Date de cine? Că i-a fost un dar, dat de Dumnezeu. Nu mi l-a dat nici Austria, nici Bruxelles, nici Washington. Pământul țării pentru care au murit strămoșii mei și pentru care și-au dat suprema jertfă de sânge, au fost și au fost în conotația darului primit de Dumnezeu. Ei l-au onorat pe Dumnezeu pentru acest dar. Ce au făcut ceilalți? Sincer vă spun, nici asta nu mai e treaba noastră. Au făcut ce au știut. Eu cred că suntem într-un moment, apropo de și de finalul discuției noastre, în care trebuie să înțelegem că avem misiunea sfântă de a ne uita în viitor. Ce facem de acum încolo? Învățăm din greșeli. Și noi am greșit raportându-ne cu, poate cu indiferență, cu neglijență, la ceea ce deținătorii de putere au făcut. Este foarte util ca să vedem ce facem de acum încolo, în așa fel încât să înțelegem că a venit vremea să ne apărăm țara și ne slujim neamul. Viitorul României, ca să fiu mai clar, este doar în interiorul ei, în iubirea de limbă, de moșie, de credință și de neam a fiilor ei aici și acum. Vă mulțumesc. Ce să spun? Emisiunea a fost extraordinară. Aș vrea să spuneți un cuvânt poporului român sau celor care vizionează Alba Carolina, este o televiziune regională, un cuvânt de 1 decembrie de mâine, care va fi sărbătoarea noastră națională. Un cuvânt de frumos, de îmbărbătare, de ce vreți dumneavoastră? Numai împreună putem reuși, numai împreună ne putem apăra, să rămânem credincioși idealilor strămoșilor și să rămânem demni. Vă mulțumesc. Mulțumesc și eu foarte mult. A fost doctorul Călin Georgescu la Sănătatea de la LAZ, în care am despătut sănătatea Maicii României. Sper ca tot ce am discutat în această seară să se îndeplinească. Vă mulțumesc și eu foarte mult. Vă mulțumesc și eu foarte mult. Mercur. De 30 de ani suntem parte din istoria orașului. La 30 de ani de Mercur i-am făcut orașului cadoul pe care îl merită. Am dus shoppingul mult mai sus, la alt nivel, la alte...